Cum a fost etapa? A fost pe departe cea mai solicitantă etapă. Am încercat și am și reușit să nu-mi lovesc mașina. Au fost evenimente destul de periculoase pe care le-au suportat colegii mei. Ne vedem în forță la Baia Mare. Aveai șansa să câștigi titlul acum la Rovinari, doar top 8, ești mulțumit, nemulțumit? Fac asta din pasiune, da, aveam șansa, însă never give up. Cum vezi etapa de la Baia Mare? Cel puțin la fel de riscantă ca și aici, însă cu siguranță acolo voi da absolut tot ce pot, pentru că este ultima etapă și, să zic așa, îmi permit să lovesc mașina. Odată, după 7 ani.